Am revenit, dragii mei, după scurta noastră publicitate. Vă promiteam să comentăm și în cea de-a doua parte a emisiunii Ținutele de la Media Music Awards 2013, ediția a doua. Și următoarea pe lista noastră este Andreea Bănică, care a avut o ținută diferită pe scenă, alta pe covorul verde. Cea de pe covorul verde ne interesează să vedem cum arată. Ștefan Belgăr s-a ocupat de ținta mea în seara asta. Pantofii? Pantofii sunt o firmă românească, căreia nu-i dau numele, i-am cumpărat cu banii mei. Da, o firmă românească de pantofi. Foarte bine. Mulțumesc. Accesoriile, cercei, plicul? Cercei, plicul, încă o firmă românească. Dar nu contează. Accesorii, rochia. Rochia cred că este importantă seara asta. De fapt, toată ținta mea și look-ul meu din seara asta este special făcut pentru fanii mei, pentru cei care mă privesc, care mă urmăresc de fiecare dată și cred că nu contează, cum să spun eu, ce preț are o ținută sau niște accesorii, contează faptul că îți stă bine și că poate arăți bine în acea ținută. Te rog să ne spui ce vei cânta în această seară. Oh, voi lansa piesa mea nouă, single nou, se numește Boomerang, este făcut de Laurențiu Duță, un featuring cu Kio, un băiat nou, un tip nou. O să vedeți mai multe pe scenă. Sper că o să placă publicului. Videoclip? Să vă placă, sigur. Videoclipul, cam într-o lună de zile, pentru că eu mi-am programat o vacanță și n-am știut că voi face atât de repede, voi termina atât de repede piesa de înregistrat și m-a cam luat prin surprindere. Da, o să fie și videoclipul în scurt timp. Am înțeles. Ce face Sofia? Sofia, mulțumesc bine, merge la grădiniță. Așa este. Am văzut-o și pe Facebook, arată foarte bine. Mult succes în continuare. Mulțumesc mult. Așa, Andreea Bănică, strălucitoare și veselă ca de obicei. Să vedem dacă e bună ținuta sau nu pentru covorul. Nu e bună, aoleu. Poate un pic prea veselă. Prea veselă? De ce nu e bună, Ane? Nici nu știe cu ce să înceapă. Prea multe motive, prea multe motive. Nu. Rochia în sine nu era. E o rochie drăguță. Dar pantofi și geanta și avem și cercei cu pietre și... S-a pierdut cu firea, pur și simplu s-a pierdut cu firea. Putea foarte bine să rămână, să pună rochia în evidență, să ia un pantof, dacă a mers pe pantof negru, putea să lase liniștită pantoful negru și eventual geanta să o dea la o parte, ori să ia o geantă care mergea mai bine. Ia, mă gândesc că a dorit să combine rujul cu claciul, dar nu i-a ieșit și prea multe. Adică nu poți să pui și diamant, ai dita mai diamantul la geantă, ai și paietele acelea pe tine, mai ai și diamantele în urechi. I-ai pierdut total. Total. Dus a fost. În schimb, sincer, ținuta de pe scenă a fost ok și un mare, mare plus pentru show dansatorilor, foarte frumos. Așa este. Anda? Da, nu cred că ar trebui să-mi dai mai multe X-uri, nu știu, în cazul de față ce facem. Un singur X nu ajunge, deci să se înțeleagă. Nu, nu-mi place, chiar nu-mi place deloc. Cum îi stă? Machiajul, să zicem, era ok, dar ar fi trebuit să aleagă altă ținută. Claciul ăla e oribil, oribil. În schimb, pantofiorii frumoși, simpli, nu simpli și-a asumat niciun risc. Da. Da, adică nu înseamnă a avea o rochie cu paiete că ți-asumi un oarecare risc. Și mai ales dacă nici nu știu cum să o rochie cu paiete, ce pantof merg? Vreau să-mi spuneți. Păi ar fi mers pantofii, să zicem, pantofii nu deranjează, dar cu claciul acela a stricat chiar tot. Nu, e din altă poveste. Tibi? Ce-ți place? Mie îmi place pentru că a promovat economia națională folosind produse românești. Acum că n-a reușit să le asorteze foarte bine, asta e o problemă secundară, dar bifa rămâne. Plus că rochia e scurtă, deci nu s-a folosit mult material, atât mai economicos. Eu cred că lui Tibi place culoarea verde, de-aia tot folosește semnul respectiv, nu că... Este din partidul Eco, Tibi, dragă. Bun, ce pot să vă spun despre ținuta ei? Rochia este minunată, însă claciul nu mi-a plăcut și nu m-a lăsat să aranjez freze. Am spus că nu-i stă bine, așa că rău. Asta e. Data viitoare poate o să fie mai ok, însă rochia este minunată. Dar, ați văzut momentul artistic de pe scenă? Da, chiar, seamănă cu ceva din state, din America. Puteți să spuneți așa despre ce este vorba sau o să vă arăt materialul eu? Ai ceva pregătit? Am ceva pregătit, o surpriză. Hai că vă arăt și vedem după aia dacă îmi dați dreptate sau nu. Oh.
Andreea Bonică și-a lansat cel mai nou single intitulat Boomerang săptămâna trecută, în cadrul galei Media Music Awards 2013. Chiar dacă melodia compusă de Laurențiu Duță sună foarte bine, nu putem trece cu vederea peste faptul că ritmul acesteia a mai fost folosit și de Selena Gomez în piesa Come and Get It, lansată în primăvara acestui an. Coincidență sau nu, și ținuta de scenă folosită de Andreea Bănică este roșie, la fel ca și cea a Selenei Gomez atunci când a lansat melodia în cadrul MTV Movie Awards. Rămâne de văzut dacă este într-adevăr așa, sau pur și simplu ritmurile asiatice sunt pe placul ambelor vedete din cauza unei telepatii artistice. Când eram în fața scenei, am avut așa un deja vu, parcă am mai văzut undeva un asemenea videoclip sau, mă rog, o lansare de melodie, că așa și-a lansat și Selena Gomez melodia pe scenă la niște premii importante din state. Ținuta de pe scenă a fost la fel și la Andreea Bonică și la Selena Gomez și beat-ul parcă seamănă. Vă ce exact, ziceți? Exact, parcă seamănă. E cam acolo. Adică, sunt gemene? Nu am urechea muzicală foarte formată, dar și eu îmi dau seama că ceva scârție. Plus că s-a inspirat după artistă renumită, ideea a fost bună, da. Așa că, da. O artistă renumită care are 20 de ani, nici nu știu, Selena Gomez. Adică puteam no, să dacă e să mergem până acolo, hai să ne uităm la bărbații din videoclipul Andrei Bănică, pentru că e o mare discrepanță de vârste, da? Da. Deci nu ne potrivim. Ea încă este adolescentă. Apropo, cu toate că este mamă. Au cam eclipsat-o dansatoare. Dar și dansatoarele. V-a plăcut al lui Andreea Bănică? Este țigănesc sau indian până la urmă, că nu mai înțeleg? Țigănesc, 100%. Trebuie să fie ceva autentic. Dacă tot am folosit designer românești. Ne abținem. O diferență există, chiar dacă e o diferență ca de la cer la văzdu, adică nu foarte mare. Eu am verdele pentru ea, două verde, așa, pentru că măcar s-a inspirat dintr-un artist actual și foarte bun și foarte în vogă. De exemplu, atunci când Ștefan Bănică Junior se inspiră din Elvis, nu e același lucru. Deci puncte în plus pentru Andreea Bănică. Corect. Și mie mi-a plăcut mult melodia și sună foarte bine, așa că bravo Andreea Bănică, super melodia, e cea mai tare de până acum. Hai să mergem mai departe la Cătălin Botezatu. Acesta a venit cu o super geacă care a costat 100.000 de euro. Să vedem de ce. Bună seara, Cătălin. Bună seara. Arăți foarte bine. Mersi frumos. Poți să ne spui de unde ai ținuta? Nu fac reclamă brandurilor. E o ținută. Ceva de la tine? Da. Bluza. Ce se poartă în acest sezon? Pitonul? Nu, glumesc. Glumesc. Este o... Pentru că am intrat deja în toamnă, putem spune că se poartă culorile ușor mai stinse, dar asta nu înseamnă că culoarea a ieșit din tendință. Purtăm, cel puțin din punctul meu de vedere, mult roșu, dar și culoarea ale pământului, culoarea ale toamnei, arămiuri, nisipiuri, până către nuanțe de maron, maron închis, vișină putredă și bineînțeles că, din punctul meu de vedere, categoric, non-culorile alb și negru vor fi tot timpul în tendință. Trei piese elementare care ar trebui să le avem în șifonier sezonul acesta, noi doamnele. Ca și femeie? Păi, celebra rochie neagră care te scoate în cârcătură. Eu știu, o blană, un șal, ceva cu blană. Sunt în tendință, ok. Da. Și... trei lucruri, eu știu ceva mai trebuie vouă, femeie, la... Multe! Uite, și iară, dacă tot e toamnă și tot e vreme ploioasă, bocancul ușor, cu acea ușoară tendință rock. Deci sunt aproape în tendință, două elemente le am deja. E ok? Ești în tendință, perfect. Sacol, este ok? Foarte frumos, fracu, da, foarte frumos. Mulțumesc tare mult! Ce premiu vei da în această...
Voi da unul dintre cele mai importante premii, Best Female, și sper să-l câștige cea mai bună și sunt sigur că așa va fi. Ce planuri ai pentru acest sezon? Televiziune, colecții? Păi fashion, în primul rând, lucrez simultan la trei colecții, apoi televiziune, categoric, și ceva planuri legate de business-uri, business-uri care de data aceasta se vor derula peste hotare. Sentimental, cum stau treburile? Sentimental, bine, pentru că sunt singur și nu mă bate nimeni la cap și fac ceea ce vreau, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și o întrebare de care nu putem să scăpăm, la nunta Bianca Drăgușanu vei merge? Nu știu, încerc să anulez un eveniment în Germania. Dacă voi reuși, voi merge cu mare, mare, mare drag. Mulțumim foarte mult și pa! Da, Cătălin Botezatul a fost un super motiv de discuție după premii. De ce? Pentru că a ajuns cu Anda Adam pe covorul verde, s-au și sărutat pe scenă, de asta s-a întâmplat înainte să iau interviu, ce să fac? Adică după ce să iau interviu, mă scuzați, așa că n-am apucat să-l întreb. Însă mie îmi place cum s-a îmbrăcat. Mi-a plăcut și geaca, pentru că e foarte scumpă, deși... De-aia ți-a plăcut! Bun motiv! Păi, extraordinar. Vreau să vă spun ceva, vedetele din România nu au același buget ca și vedetele de afară. Ne-ai închis la faza asta, Romana, nu mai avem ce spune. Okay. Mie, ce mi-a plăcut este, nu avem cumva o poză cu Cameron Diaz din Mericea cu vinul încoace. Întreaga națiune a văzut acel film, deci știți cum este părul și din ce motiv. Doar atât vreau să spun. Ok, să revenim. Ținuta este ok, este chic. E minunată, dar să nu uităm, dragul meu Cătăline, calci pe covorul verde, eco-friendly, și tu ești cu sacou de piton. Piton adevărat, atenție! Stăm direct, adică, cum să zic, facem blânduri ecologice, tocmai ca să nu mai omorâm animăluțele, da? Să fie totul bine pentru sistem, să funcționeze planeta asta și tu vii cu... Dar are o scăpare. Vreau să fiu avocatul lui și știți de ce? Pentru că a reciclat rochia pe care a purtat-o Bianca Drăgușan, i-a dat-o lui Anda Adam. Exact! Bine punctat! Deci, totuși, este un om care adună, da? Și strânge, nu folosește materialele. Din punctul ăsta de vedere, dăm un verde. Deci, te rog frumos, Tibi. Da, avem X-ul pentru nota discordantă cu întreaga aură eco a evenimentului. Nu mi se pare ok să iei pielea de pe piton doar ca să-ți faci o haină. Plus... se vede o siglă foarte mare pe pantofii lui, în limbaj popular este un logo de neam prost. Ceea ce nu mi se pare ok la firmele mari. Vezi un cal cu călăreț cât jumătate din piept, vezi dita mai siglă pe pantofi, nu arată bine. Nu arată bine. Bun, deci asta a fost nimic atât pe lângă ce o să vedeți cireașa de pe tort Andreea Marin. Doamne, spune-mi. Andreea Marin a reușit să ocupe primele pagini ale ziarelor datorită declarațiilor pe care le-a făcut despre motivele divorțului de Ștefan Bonică Junior. Chiar dacă nu a spus nimic concret despre acest subiect, presa din România a speculat faptul că zâna a fost victima violenței în familie. Nu știm cum au stat lucrurile în realitate, dar se pare că Andreea Marin o duce foarte bine. Aceasta a fost invitată la Media Music Awards 2013 pentru a înmâna unul dintre premiile importante ale serii. Apariția ei a fost una intens comentată, deoarece a optat pentru o rochie albă de mireasă. Este un caz de mod în care reinterpretează, face rochii de mireasă și reinterpretează rochii de mireasă pentru evenimente speciale. Asta se întâmplă și acum. Sediul ei este la Barcelona, de acolo pornește creația și sunt tare mândră să port această rochie pentru care fiecare centimetru a însemnat multă migă și multă creativitate. Este pentru prima dată pentru publicul din România când Andreea Marin poate fi văzută în rochie de mireasă. Suntem curioși dacă ar mai îmbrăca o astfel de rochie la propria nuntă. Nu. Am îmbrăcat rochia de mireasă o singură dată în viață și așa vară. La 18 ani. Aveam 18 ani când am îmbrăcat-o pentru prima și ultima dată. Pentru mine aceasta nu e o rochie de mireasă, ci o reinterpretare a ei pentru un eveniment special cum este Media Music Award. Da. Chiar dacă fostul soț al vedetei, Ștefan Bănică Junior, pare fericit alături de cântăreața Lavinia Pârva, aceasta a venit la eveniment foarte zâmbăreață, semn că a trecut peste toate problemele din ultima perioadă. Da, a fost o curățare interioară. M-am simțit foarte bine privind în ochii copilului meu și
înțelegând că, în fapt, ea e tot ce contează, așa că am hotărât să mă ridic deasupra acestor lucruri, să privesc către viitor și să fiu așa cum sunt eu de obicei, optimist. Întrebată despre fostul soț, Andreea a refuzat orice comentariu. Nu sunt aici pentru a vorbi despre fostul meu soț și, de altfel, spuneți bine, este fostul meu soț și așa va rămâne. Nu mă interesează să mai discut despre el, nu sunt aici pentru asta. Andreea Marin, pentru prima dată rochie de mireasă pentru publicul din România. A fost interesantă ținuta ei. Interesantă rochie, nu știu dacă pentru acest eveniment. Dar rochia este frumoasă pentru mireasă. Poate de aici mai avea de mers într-o direcție. Nu știm, e singură, are posibilitatea aceasta. Da, hai să fim serioși. Să încercăm să fim serioși. De la bust în sus arată foarte drăguț. Coafiura e drăguță și cerceaia aceea mare duce un pic spre zona de dolce, de azvar, foarte romantic. În schimb, rochia, oricât să o interpretez și o reinterpretez, tot rochie de mireasă rămâne. Adică ești ambasadorul unui brand, deci nu poți să spui că vii cu rochie albă și că nu e rochie de mireasă, pentru că lumea tocmai asta o să vadă. Dar puteau totuși cei de la brandul respectiv, să nu dăm nume, să-i fac o rochie un pic cu altă nuanță. Modelul este ok, dacă este să ne referim strict la model, dar n-am înțeles de ce a acoperit brațele. Ori le acoperea de la umeri să-i cadă ceva frumos pe umeri, gen o capă, o mini capă, dar... Le spun eu de ce, pentru că nu-i place să fie foarte... Plus că e zână, nu? Da. Surprize, nu-i place să fie la vedere, să fii serios. A lăsat la vedere chiar nu, ce trebuie. Nu, dar îi place să dea o notă de eleganță ținută, știi? Da, deloc o notă de eleganță. Deci, serios, vai! Ok. Ioi, cum se zice la în Ardeal. Tibi, deci, o vrei mireasă sau nu? Da. Da, Tibi. Da, bineînțeles. Serios? Surprize. Este foarte, foarte curajos din partea ei, în urma unui divorț mai mult sau mai puțin dureros, să se lanseze din nou pe piață și în modul acesta a arătat tuturor posibilor pretendenți, uitați ce puteți avea. Nu știu dacă domnul Țiriac s-a uitat la Media Music Award, dar din aceeași categorie probabil caută pe cineva. Iubitul de 27 de ani, cred că mai are concurență, să fim serioși. Domnul Țiriac e o poveste trecută și mi-a plăcut pentru curaj și rochia este frumoasă în sine. Nu, ai greșit. E, vrei tu, da? Să știi că e frumoasă rochia și îmi place că e rochie de mireasă. Dincolo, vedetele fac orice să iasă în evidență. De ce să fim cu minți? Trebuie să încercăm chestii noi, nu? Da, dar să fii cu cap. Adică când îți alegi o ținută, faci ceva cu cap. Nu fii îmbrăcată mireasă la un eveniment. Adică se vede nota de disperare, o simte toată lumea. Crezi că vrea să se minte? Nu știu ce vrea, dar oricum... Bun. E penibil. Să terminăm atunci cu ce s-a întâmplat în România. Tibi încă râde, vreau să vedeți ce s-a întâmplat la Emmy. Un scurt material despre câștigători și revenim. Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts and Sciences, recompensând excelența programelor de televiziune americane difuzate în primetime. La cea de-a 65-a ediție a premiilor Emmy a fost pentru prima dată când producția AMC Breaking Bad a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramă, în timp ce este pentru a patra oară consecutiv când Modern Family câștigă premiul Emmy pentru cea mai bună comedie. Jeff Daniels, care joacă rolul unui realizator TV în producția HBO The Newsroom, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramă, în timp ce Claire Danes a obținut premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial dramă, pentru interpretarea unui agent CIA în Homeland. HBO a câștigat detașat și la categoriile dedicate miniseriilor TV, cu filmul despre pianistul Liberace, Behind the Candelabra. Michael Douglas a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea din acest film. Behind the Candelabra a mai câștigat premiile pentru cel mai bun film TV și cel mai bun regizor în această categorie, Steven Soderbergh. Laura Linney a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un film de televiziune pentru rolul din The Big C, Hereafter. La categoriile dedicate comediilor, Julia Louis-Dreyfus a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru al doilea an consecutiv, pentru rolul din producția HBO, VIP. Iar Jim Parsons a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul din producția CBS, The Big Bang Theory. Totodată, premiile pentru rolurile secundare au revenit actorilor Alan Burstyn pentru Political Animals, James Cromwell pentru American Horror Story Asylum, Bobby Cannavale pentru Boardwalk Empire, Anna Gunn pentru Breaking Bad, Tony Hale pentru VIP și Merritt Wever pentru Nurse Jackie. Super premii, multe emoție pe scenă, s-a plâns, s-a râs. Cu ce am rămas de la Emmy este cu Modern Family, un serial din America de succes pe care trebuie să-l văd și eu, pentru că place Sofia Vergara, nu de alta.
foarte bun serialul și a confirmat încă o dată. Este filmat în stilul mockumentary, pe care mi-am permis să-l traduc ca și batjocumentar, în care actorii au testimoniale față de cameră și spun ce se întâmplă, și a fost foarte bun și meritat. Materialul a cuprins destul de bine toți marii câștigători. Mi-a plăcut de Elaine din Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, pentru că și-a primit premiul încă în rolul ei din serialul VIP, în care asistentul îi șoptea cui să mulțumească, și a fost foarte frumos când i-a șoptit și i-a zis da, mulțumesc și familiei. Eu am crezut că e o glumă, dar era pe bune, nu treaba. Era din serial. Îmi place că Jeff Daniels, a trebuit să mă uit pe fițuică. Jeff Daniels a câștigat pentru serialul Newsroom un rol foarte serios, după ce jucase în Tantalou și Gogomanul, nu mai știu dacă era Tantalou sau Gogomanul, un film care va avea o continuare, pentru care se filmează acum. Și îmi place că a câștigat The Colbert Report încă două premii Emmy pentru cea mai bună emisiune de televiziune. Este foarte amuzantă, are 17 scenariști și un prezentator absolut fabulos, și alte premii pentru scris care nu s-au pomenit, pentru Tina Fey, care este una din cele mai amuzante femei din întreaga lume, și aștept să apară cartea în format electronic ca să o pot citi și eu, și pentru Saturday Night Live, pentru serialul lui David Fincher. În sfârșit s-au dat premii pentru o companie mai non-Hollywood, care a făcut seriale, s-a făcut Orange is the New Black, s-a lansat totul odată, Netflix, un fel de Voyo, dar mai bun, a trebuit să îl menționez, și foarte mult m-am bucurat pentru Jim Parsons, Dr. Sheldon din The Big Bang Theory, pentru că joacă un rol foarte atipic, el are 40 și ceva de ani, nu se observă în serial. Deci, este, e un punct foarte bun. E foarte bine. Plus, introducerea a fost frumoasă, Neil Patrick Harris este amuzant întotdeauna. A fost foarte comic, au apărut toți treaba, prezentatorii, da. Și a fost o scenetă foarte amuzantă. Și mâncatul de popcorn cu vedetele din primul rând, popcorn, da. E da. Delicioasă treaba. O ediție chiar superbă a premiilor Emmy, mi-a plăcut foarte mult. Am și plâns, bine, acum am o perioadă, să mă înțelegeți. Poate mă va apuca din când în când. Purtică, da. Așa, deci plâng din orice. Viitoarea noastră, mămică, e sensibilă, înțelegem. A fost chiar o ediție superbă, mi-a plăcut. Și am avut și ceea ce ține de red carpet. Aici Ane ne spune. Comentam cu Ane, da. Cine s-a îmbrăcat cel mai bine pe red carpet? E bine, la Emmy. În această ediție chiar am avut multe, multe personaje și chiar foarte frumoase. Dar de departe e regina covorului roșu, e Sofia Vergara, întotdeauna arată impecabil, orice ar pune pe ea. E o femeie cu formă clepsidră, are o rochie superbă, semnată Vera Wang, ce mai pot să spun? Și acei cercei cu diamante mari. Impecabil, minunat, superb. Nici nu mai știu de unde să iau să pun. Roșul acela, bineînțeles, a atras atenția tuturor camerelor de filmat. Și decolteu, și formele ei, și cum e ea nici ca și mai femeie. Trebuia să pună accent în talie, pentru că na, știm deja că e superbă și totul îi vine mână. Așa dacă este. Tot vorbim de accent, mie îmi place. Accentul e simi, amor. Es mirissimo. Da. Și serialul în care joacă, chiar mă distrez în fiecare weekend. În da. Weekend e, da. Pe HBO e super. E super. Sofia Vergara, bun. Bărbatul care s-a îmbrăcat cel mai bine pe covorul bărbatul, roșu? Uite, aici au fost mai mulți, dar aș dori să-l nominalizez pe Kevin Spacey. Este un actor care mie îmi place foarte, foarte mult, joacă foarte bine. Are acum și ce a jucat în House of Cards, nu? Ultima dată. Un serial foarte interesant, dacă vă place politicul, așa, e foarte... E pe... Ce se întâmplă pe ușile din dos a politicii americane? E bine, a purtat un costum de la Burberry, foarte frumos, cascos din cutia, a și arătat bine pe el și lungimea pantalonului a fost ok, pentru că, atenție, mulți nu lasă acea... Cum să zic, majă de control. Da, trebuie, pentru că tu când stai jos să nu ți se vadă șosetele, dar nu trebuie lăsat prea mult, cum a făcut de altfel Michael Douglas. Ei, aici e puțin de discutat, de-aia spun Kevin Spacey, foarte frumos. Așa este. Și cine s-a îmbrăcat cel mai prost pe covorul roșu? Din păcate, e o actriță foarte, foarte simpatică, e Julian Hugh pentru mine, are o rochiță de la Jenny Packham, îmi cer scuze, foarte simpatică rochița, dacă ar fi să o luăm până la șolduri, ar fi fost impecabilă, dar are acea transparență în partea de jos, ar fi putut să-i pună o căptușală pe dedesubt, ceva să nu-i se vadă picioarele, pentru că, să fim serioși, e vorba de Emmy, nu mai putem face, și dacă ești în geraș Victoria's Secret, nu se pretează pentru genul merge. Acesta de evenimente, acoperim picioarele, e cel mai frumos și cel mai decent. Exact, și nu, părul nu merge cu ținuta, cu rochia, mi se pare prea vâlvoi, chiar nu se potrivește, în schimb machiajul e unul clasic.
accentuat ochii, a pus accent pe ochi, arată bine. Însă cu ținuta a dat-o în bară. Și atenție, pentru astfel de rochie trebuie să fii mai slab și da, mai înalt. Da, clar. Mai ales acei... picioare mai subțiri. Chiloți. Acum, cum vine body-ul respectiv deasupra coapselor, îți dai seama că... Exact. Tare. Și atunci trebuie să fii model la Victoria's Secret. Da, dar dacă vreți să vă acoperiți și mai bine în această toamnă și să nu răbdați de frig, vă dăm noi o sugestie după publicitate, când revenim și cu filmul săptămânii.